Când se naște un copil, în funcție de oameni, în funcție de situație, primești felicitări, primești binecuvântări. Nu m-aș mira de la unii să primești și critici, dar sigur, dacă trăiești în România, primești sfaturi. Românul, de obicei, este sfătos. Primești sfaturi de la medici, primești sfaturi de la familie, uneori primești sfaturi de la persoane pe care nu le-ai întâlnit niciodată. Metodele sunt multiple. Unii te sfătuiesc direct, alții te sfătuiesc în scris, alții te sfătuiesc prin media, dar un lucru este cert. Toți oamenii vor vorbi din prisosul inimii lor. Îți vor spune ce au ei în minte și ce au în minte îți vor spune și ție vis-a-vis de copil, de creșterea copiilor, de responsabilități, etc. În mod normal ar trebui să vorbească și creștinul, cel care îi aparține lui Dumnezeu, omul mântuit. În mod normal, creștinul va vorbi tot din prisosul inimii. Mă rog lui Dumnezeu ca fiecare creștin să aibă inima plină de Sfântul Cuvânt. Amin. Și atunci când îi sfătuim pe alții, din inima noastră să iasă adevărul lui Dumnezeu, singurul care ne ajută și pentru viață și pentru veșnicie. În dimineața aceasta, onorat să fiu invitatul vostru, dar privilegiat să fiu mesagerul lui Dumnezeu, vreau să vă propun un târg. Știu că nu este cinstit 100%, că numai Dumnezeu este cinstit, vă propun voi să-i reprezentați pe orădeni, adică ar fi absurd să-i reprezint eu pe orădeni, voi să-i reprezentați pe orădeni și să vă gândiți ce sfaturi ar da orădenii familiei Pașca, vis-a-vis de creșterea copiilor. Puteți să vă scoateți telefonul, agendele, pixurile, notați acolo cât de multe sfaturi pe care considerați voi că orădenii, bihorenii le-ar da acestei familii. În dimineața aceasta, fără să cer acordul, o să încerc eu să-i reprezint pe creștini și să le dau și eu niște sfaturi din partea creștinilor, adică din cuvântul lui Dumnezeu. Dintr-un punct de vedere, m-aș bucura ca sfaturile să coincidă. Poate că diferența ar fi voi să-i sfătuiți ce trebuie să facă din punct de vedere fizic, eu să-i sfătuiesc ce pot să facă din punct de vedere spiritual sau ce trebuie să facă din punct de vedere spiritual. Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în scrisoarea scrisă de Apostolul Pavel fraților săi evrei. Voi citi din capitolul 11, încep citirea Sfântului Cuvânt cu primul verset. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta, adică prin credință, cei din vechime au căpătat, au primit o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Amin. Vă invit să vă așezați pe locurile voastre. Nu voi insista în dimineața aceasta asupra lui Abel,
Abel de altă dată, dar am citit pasajul acesta să vă aduc aminte că în fiecare generație pot exista oameni deosebiți, băieți deosebiți. Și o să încep cu un lucru încurajator. Abel, despre care am citit în Scriptură și care predică și astăzi după mii de ani, foarte interesant, i s-a încheiat viața, nu i s-a încheiat mărturia, vorbirea, și de mii de ani Abel vorbește, mă gândesc că este cel mai longeviv predicator. El încă vorbește. Abel acesta a venit într-o familie pe care eu nu aș numi o familie perfectă. Cine au fost părinții lui? Adam și Eva. Înțeleg că Adam a fost un băiat super fain până când? Până s-a însurat. Și Eva a fost cea mai spirituală fată de pe fața pământului până când? Până când s-a căsătorit. Nu e adevărat. Amândoi au fost copii foarte faini până când au avut o relație bună cu Dumnezeu. Nu căsătoria le-a stricat viața și nu căsătoria le-a stricat relația cu Dumnezeu. Să nu vină în familia. Relația cu Dumnezeu și-au stricat-o în mod personal, individual, când au hotărât într-un domeniu din viață, nu în toate, într-un singur domeniu din viață, să-l creadă mai mult pe Satana decât pe Dumnezeu. Satana i-a amăgit, urmările au fost evidente. Oamenii aceștia pierd enorm de mult. Nu pierd totul, dar pierd enorm de mult. Și apoi încep să aibă copii. Și unul dintre copii este Abel. Am o întrebare. Ce șansă ai da unui copil care s-a născut într-o familie care n-a avut o relație perfectă cu Dumnezeu, dar care și-a înțeles greșeala, și-a acceptat situația și a rămas sub binecuvântarea lui Dumnezeu și afară din Eden. Îmi place să cred că ceea ce a devenit Abel s-a datorat părinților. Vedeți, în dimineața aceasta Dumnezeu din capul locului ne taie scuzele. Nu putem să spunem că nu avem cele mai bune condiții în care să ne creștem copiii. Pentru că Abel, de altă dată, n-a crescut în cele mai bune condiții. Nu putem să ne scuzăm că nu suntem părinți perfecți, că nici ei n-au fost părinți perfecți. Nu putem să ne scuzăm că nu avem tot ce ne dorim, că nu le putem oferi copiilor tot ce am dori. Dacă ar fi fost după Adam și Eva, știți acum unde ar fi vrut să-l crească pe Abel? Știți unde? În Eden. Dar Edenul era închis. Nu mai era belșugul de acolo, nu mai erau condițiile de acolo, dar au rămas în mijlocul necazului, a muncii, a sudorii, au rămas cu ce era mai important. Au rămas cu prezența și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și părinții aceștia l-au învățat pe copil ce înseamnă neprihănirea. Pentru că dacă nu l-ar fi învățat părinții ce înseamnă neprihănirea, de unde ar fi știut Abel despre neprihănire și de unde ar fi știut să aleagă neprihănirea? Părinții aceștia l-au învățat ce înseamnă credința. Pentru că atunci nu era biserică, nu era învățător de copii, nu era media creștină, nu era Biblie, nu era nimic, era el și părinții. Și Abel este unul din titanii credinței care lucrează prin credință. De unde au învățat încrederea 100% în Dumnezeu, suror? De unde? Spuneți, de la mama. Poate într-o zi sau în 100 de zile. Mama i-a spus uneori cu bucurie și alteori cu lacrimi. Abel, dragul mamei, încrede-te 100% în Dumnezeu. Că eu nu m-am încrezut 100% și
Am pierdut și sufer eu și suferă taică-to și suferi tu și suferă frate-to. Și probabil aceeași mărturie i-o spunea tatălui Adam: încrede-te 100% în Dumnezeu, nu te juca cu neprihănirea, nu tăia nimic din neprihănirea care ți-o cere Dumnezeu. Așa apare Abel, un om al credinței, un om al neprihănirii, un om care îi dăruiește lui Dumnezeu ce are mai bun. Vedeți, copiii noștri au daruri diferite, au chemări diferite. Dumnezeu așează și prin naștere înclinații diferite, pasiuni diferite în sufletul lor. Despre Abel se spune că era păstor. Se ocupa de animale, da? Dar în momentul în care a hotărât să-i aducă sacrificiul lui Dumnezeu, de unde a știut el asta? Tot de la părinți. În momentul în care a luat decizia aceasta, știți ce i-a adus lui Dumnezeu? Ce era mai bun? Asta l-au învățat părinții. Aș putea continua mult din viața acestui copil. Poate un semnal de avertizare pentru unii părinți, că un copil plin de credință, un copil credincios în toate lucrurile, un copil jertfitor, un copil neprihănit, s-ar putea să nu stea cu tine până la 125 de ani. Rugămintea mea, investiți în copii cât mai devreme. Nu vă faceți calcule că o să-i aveți 22 de ani cu voi să-i învățați. Nu vă faceți neapărat calcul că vor fi 18 ani cu voi. S-ar putea în diferite conjuncturi copiii voștri să plece mult mai repede de acasă. Știți că au fost vremuri grele în care o fetiță a plecat de acasă nu că a vrut ea și a vrut părinții, ci a venit război și a fost luată prizonier. Dar fetița aceasta, în anișorii care i-a stat acasă, atât i-a învățat despre Dumnezeu, că n-are nicio problemă la curtea marelui împărat să spună: știu eu care este soluția. Este sigură și funcționează. A avut dreptate. Dacă mergea fata ta acolo, ce-ar fi zis? Ce-a auzit în casă, fiți liniștiți. Deci ce-a auzit în casă, spunea acolo, da? Tare mult a fost iubit Iosif. Dar într-o zi, fără nicio planificare, decât cu o planificare divină. La câți ani? La 17 ani? N-a terminat liceul, așa-i? Și tata era sigur că măcar până termină liceul stă cu noi. A plecat și n-a plecat în cel mai fericit loc. A plecat în cel mai păgân imperiu. Și știți ce se spune despre Iosif? Dumnezeu era cu el. Cine l-a învățat cât de importantă este prezența lui Dumnezeu? Tata, mama, ceilalți din familie? Te uiți la copii care pleacă mai repede decât credem noi. Pleacă în lume sau pleacă din lume. Haideți să fim realiști. Ceea ce vom învăța cât mai devreme în viață va decide uneori viața lor și veșnicia lor. Acum mă întorc la dumneavoastră pentru că nu vreau să trăiți versetul acela din Biblie, o nădejde amânată îmbolnăvește inima. V-ați scris sfaturile pentru familie? Eu mi le-am scris. Bine, am avut un pic mai mult timp ca voi. O să port un dialog așa în memorie cu voi. Și o să încep cu câteva lucruri care eu bănuiesc că voi le-ați scris, că le-am auzit și eu de la alții și o să fac și eu o completare, da? Nu știu dacă neapărat în ordinea aceasta, că oricum eu nu mă pricep la creșterea copiilor, nevastă mea se pricepe, mulțumesc Domnului pentru asta, dar bănuiesc că atunci când se naște un copil, cam printre primele lucruri ar fi să-l scalzi, da? Să îl speli, asta ar fi o idee, da? Și cred că este foarte bine. Ce vă spun eu vouă? Scăldați-l în rugăciuni. Ce
celelalte cu scăldatul, cu cât de caldă apa, cât de rece, voi n-ați mai prins vremea cu cotul, că nici prea caldă, nici prea rece, dar poate fi o adevărată filozofie. Îmi spunea unii că erau să omoare copiii până s-au gândit cum să facă baie și au salvat vecinii. Sunt importante, mă gândesc că ne sfătuiește cineva să ne scăldăm copiii în rugăciuni. Eu cred că trebuie scăldați în rugăciuni înainte de a-i avea. Înainte de a se naște. Nu știu dacă la bebela se face băiță zilnic. Acum, na, asta este. Dar nu cred că un copil de-al nostru ar trebui să aibă o zi în care părinții să nu-l scalde în rugăciuni. Și apoi vor crește. Așa simbolic vorbind, și ce va juca pe unii? Aveți grijă de vârsta copilului, de înțelegerea copilului, unii să nu faceți rugăciune atât de fierbinți să-i opăriți. Dar nici să faceți rugăciune atât de reci să-i înghețați. Și dacă aici tot ne sfătuim cum să facem să-i îmbăiem mai bine, poate o să vă luați timp, să vă uitați în cuvânt, să discutați cu creștini maturi cum să-i scăldăm pe copiii noștri în rugăciune în fiecare zi ca să le fie benefic. Să nu punem în ei o ură de rugăciune față de rugăciune, putem și așa dacă nu suntem atenți. Să nu punem o repulsie, să punem drag de rugăciune. Nu știu, mă gândesc că sunt copii care, dacă nu știi să-i speli, când aude băițe, urcă pe pereți, așa-i? Și sunt copii, dacă cineva știe să se ocupe de ei, când aude băițe, ai de mine, da? Unii care sunteți de vârsta mea, ați fost scăldați în rugăciuni? Ați și apreciat? Ați și apreciat? Am înțeles, toți ați vrut să ridicați mâna, dar nu sunteți de vârsta mea. Scuzați greșeala. Nu știu dacă toți am apreciat de asta, ce vreau să vă spun, nu stați după mintea copilului, după aprecierile copiilor. Faceți ce vă spune Domnul. Da? Haideți să nu rămânem cu băița prea mult, că s-ar putea să răcească atunci. Bănuiesc că după ce îl naștem și îl îmbăiem, îl îmbrăcăm, da? E bine să-i sfătuiesc să-l îmbrace în iubire. Știți ce spune Scriptura când vorbește de îmbrăcămintea creștinului, acelui născut din nou, că mai presus de orice să-i îmbrăcăm cu și să ne îmbrăcăm cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Dacă vă întrebați de unde, n-am fost niciodată mamă, sper să nu se supere mamele, când o să spun că iubirea omenească are momente în care se termină. Dacă ai un copil, poate e mai simplu, acum depinde ce copil ai. Dacă ai 7, e un pic mai complicat, dacă ai 10, e un pic mai complicat. Să iubești pe toți, să iubești cum vor ei, când vor ei, nu cred că există asemenea oameni, nici bărbați, nici femei. Dar cred că atunci când ai în tine dragostea lui Dumnezeu, care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, atunci poți face față. Și ne uităm la modelul nostru suprem, la Părintele Ceresc, care dacă ne-a îmbrăcat cu ceva în fiecare zi, cu ce ne-a îmbrăcat? Cu iubirea Lui, slăvit să fie El. Eu cred că toți părinții ne-au iubit, chiar dacă n-au știut să ne demonstreze. Nu știu dacă noi am apreciat iubirea lor. Așa că o să repet de câteva ori, nu vă luați după aprecierile copiilor, că dacă ei ar avea minte cât noi, ar face ce facem noi, da? Dar ar fi chiar o tragedie copiii să aibă minte cât noi, adică noi să avem minte cu copiii în cazul că n-am născut un geniu, da? Spuneți-mi un copil care s-a născut, are nevoie de hrană. Are nevoie de hrană. Și din punct de vedere spiritual sau... Pentru că, vedeți, din punct de vedere fizic,
Chiar mă bucur că începe să se rediscute alăptarea și importanța laptelui de mamă și toate celelalte, până îți vin figuri în cap, sigur, și tot felul de aspecte de genul acesta. Dar când începi să te gândești la mâncarea copilului, atât de mult te consulți cu specialiști, cu alții, și mi se pare normal să-i dai o hrană sănătoasă, naturală, echilibrată și toate celelalte. Întrebarea pentru noi, pentru creștini, ne frământă lucrurile acestea și din punct de vedere spiritual? Ne interesează să fie hrăniți copiii noștri? Nu vorbesc de alții, cei hrănesc alții. Eu oricum, și eu și soția, sau eu ajutat de soție, nu știu exact cum ar fi, dar nu-mi consum acum timpul, am făcut reacție la cei care ne hrăneau copiii. La biserică, să ne înțelegem, că eu cu slujba cam prin biserică eram. Am luat noi o hotărâre, a fost hotărârea familiei noastre, și datorită istoricului meu și datorită convingerilor mele, că noi am crescut în biserică fără apă, fără mâncare, fără de toate, veneai la biserică la închinare vreo 4 ceasuri și nu mi-am dat părinți în judecată, suntem 4 frați, cam toți așa de slăbănoți și micuți ca mine, că n-am mâncat și n-am băut la biserică, dar și datorită convingerilor mele teologice, pentru că eu cred că un copil trebuie să vină la biserică să se închine, ori pricepe mult, ori nu pricepe, dar pricepe mai mult decât pricepem noi, nu să vină la bucătărie, la cantină, la restaurant, la meciuri de fotbal și toate celelalte. Astea au fost convingerile noastre și am hotărât la adunare copiii noștri nu mănâncă, nu beau nimic. Cine credeți că ne ajutau foarte mult în împlinirea dorinților? Frații și surorile. Că atunci trebuia să le dea napolitane, să le dea biscuiți, să le dea bomboane, să le dea ou roșu, nu știu ce, că asta este viața, da? Am încercat să-i educ pe frați, n-am putut și atunci am educat pe copii. A fost o vârstă în care i-am educat pe copii. E foarte important să-i hrănim, dar din punct de vedere spiritual ne gândim la hrana lor. Oameni buni, dacă au nevoie copiii noștri de ceva, copiii au nevoie să cunoască adevărul. Și spun adevărul cu majuscule, adevărul lui Dumnezeu, că există un singur adevăr. Ce nu veți putea face la fel ca noi, nu-i veți putea opri pe alții să vi hrănească. Lumea, prin toate mijloacele ei, pe care le cunoașteți și unii nu le cunoaștem, vor încerca să ne otrăvească copiii cât mai devreme în viață. Și ați văzut că asta se încearcă de acum să se facă legal, nu ilegal, adică pe ascuns, da? Fraier suntem noi, scuzați expresia, suntem, că îi lăsăm. Nici nu știu, chiar aș fi curios dacă cineva ar cerceta în istorie, de când ne-am abandonat atât de ușor copiii pe mâna altora. Să-i învețe alții, să-i crească alții, adică nu avem nicio problemă, i-am abandonat. Nici nu știu dacă în istorie a fost o reacție a creștinului când a venit sistemul ateu și a spus școala este obligatorie. Să nu mă înțelegeți greșit, dacă bunicul meu sau tata meu ne-a trimis la școală, la matematică, să ne învețe matematică. E ok, n-am nicio problemă, deși n-aș fi foarte liniștit. Dar în momentul în care un creștin află că profesorul de matematică nu mă învață doar matematică, ci mă învață și altceva. Și că profesoara de română nu mă învață doar română, ci mă învață și identitate de gen. Și toate celelalte. Ați văzut creștini care să aibă reacție? Păi nu, că noi nici nu știm ce se predă în școală, habar n-avem. Nici noi, nici frații noștri din străinătate, noi suntem paraleli cu lumea în care trăiesc copiii noștri. Întrebarea, îi vom opri pe ei niciodată? Știți ce vom putea noi? Să punem noi adevărul în mintea copiilor. Și atunci rugămintea mea este, pune adevărul înainte de a pune alții o travă. Pune lumina înainte de a duce alții întunericul. Pune tu iubirea lui Dumnezeu înainte de a pune alții ură. Pune grâul curat înainte de a semăna alții neghină. Atât de mult adevăr să aibă copilul meu în minte ca să nu poată să se cuibărească și să aducă rod minciuna acestei generații. Cine să facă dacă nu părinții?
Mă întorc la Abel, la primii oameni. Gândiți-vă că ei n-au avut pe nimeni altcineva care să învețe pe copii. E, dacă veți spune, frate, au avut și un mare avantaj. Au avut un avantaj că n-au avut o generație stricată care să pună mizerii în mintea lor. Serios? Așa, informativ, știți cumva că Abel a avut un frate? Cum se numea? Și ăsta n-a avut nimic rău în minte. Și cine a pus în minte? Dacă n-a pus nici tata, nici mama Abel, cine a pus în minte? Se pare că Satana e peste tot, nu numai în Eden, da? Pe care îi prinde în Eden, îi distruge în Eden, pe care îi prinde în afara Edenului. Deci, dacă nimeni în jur, că noi spunem, frate, ce rea e lumea, ascultați-mă, dacă lumea ar fi bună în jur, noi tot trebuie să ne facem datoria, pentru că diavolul va urmări să ne lovească copiii cât mai devreme în viață. Să știți că în lumea întunericului nu există expresii de genul e prea mic să înțeleagă, nu pricepe, n-are rost să-ți bați capul cu el. Nu, dragii mei, copiii pot înțelege și înțeleg foarte multe. Un singur lucru nu înțelegem noi, cât de multe înțeleg ei, să știți. Și așa a fost în fiecare generație, dar mai ales acum. E foarte important să-i hrănim cu adevărul. Mă uitam dimineața la Psalmul 48 cu versetul 8. Vă rog frumos să ne-l afișați dacă puteți, pentru că este o expresie la care țin mult să o împărtășesc. Psalmul 48, versetul 8, dacă s-a blocat calculatorul, așa. Citiți primul cuvânt sau prima frază. Cum? Voi ziceți, dar eu n-aud, nu știu. Întocmai cum? A, deci am auzit ceva. De la cine oare? De la părinții noștri, de la bunicii noștri. Vorbim de poporul lui Dumnezeu. Ne-a vorbit despre Dumnezeu, despre lucrările Lui, despre istoriile Lui. Și acum copiii ăștia care le-au auzit de foarte puțin timp, de foarte mult timp, din copilărie, au ajuns mari. Și au ajuns la o concluzie. Ce mi-a zis tata și care este realitatea? Și în cazul acestor copii, știți ce s-a întâmplat? Exact ce mi-a spus tata, asta am găsit eu în realitate. Exact ce mi-a spus mama, asta am găsit eu în realitate. Oameni buni, să ne ferească Dumnezeu să ne mințim copiii. Să ne ferească Dumnezeu să ne mințim copiii cu Biblia. Să știți că noi, pocăiții, avem niște figuri foarte interesante. Dacă faci așa, nu te iubește Domnul Iisus. Serios? Ce înseamnă dacă faci așa? Nu-și mănâncă toți cartofii din farfurie. Și unde-i versetul ăla cu cartofii și Iisus? Nu-ți mănânci toată zama pe care a făcut-o bunica din găină bătrână. Domnul Iisus nu te... Serios? Păi de ce nu-i spui? Faci așa, nu-i place lui tata, îți dă două. Diplome mă refeream. De ce nu spui? Nu-i place mamei, nu-i place lui taică-to? Sau dacă n-aveți nicio variantă, eu sunt obișnuit. Vezi că te vede fratele Iuga. Deci vă rog, când vin în casă la voi, când sunt undeva, tot asta să le spuneți la copii, vezi că te vede fratele Iuga, marele bau-bau. Băi, frate, și în biserică, o trimis bilet la amvon. Acum că e fratele Iuga la noi, spune-i pe toți să-și trunească copiii că îi vede fratele Iuga. Și apoi după asta o să zică, hai la evanghelizare și te pocăiește că vine fratele Iuga. Ah, bau-bau, da? Deci, chemați-mă, chiar, sunt ideal pentru copiii voștri. Oameni buni, spuneți adevărul. Nu-L băgați pe Dumnezeu la mijloc când Dumnezeu n-are nimic face. A, poți să spui, minți, lui Dumnezeu nu-i place, e adevărat. Fur lui Dumnezeu, spune lucruri adevărate. Dar nu băga în figurile noastre, nu-ți pui ciorapii la loc să vezi că Sfântul Pavel. Serios, ce treabă are Sfântul Pavel cu ciorapii? Să vă spun de ce, pentru că vor crește copiii noștri. Amin? Și sperăm copiii noștri într-o zi să ia Biblia să o citească.
Și copiii noștri se vor întreba într-o zi: mamă, unde sunt lucrurile pe care mi le-ai spus în Biblie? Ce o să-i spui? Ce o să spui? Te-am prostit cu Scriptura? Asta o să-i spui. O să spună copilul: tată, arată-mi și mie ce mi-ai zis despre Domnul Iisus, despre Dumnezeu, despre Duhul Sfânt. Arată-mi în Biblie că vreau să subliniez versetele astea. Și o să-i spui atunci? Evanghelia după lume, capitolul 16, versetul 19? Păi știți la ce concluzie poate ajunge un copil? Nu o să mai scrie în tocmai. O să spun așa: părinții mei, până și pe Dumnezeu l-au folosit ca să-și împlinească propriile lor figuri. Și așteptăm și să ne felicite, învățați-l pe copil adevărul. Am o mare bucurie și o mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Am spus-o și o să spun, ca să vă arăt că se poate. Tata a trăit mult, niciodată în viață nu m-a mințit. Când mi-a promis că mă duce la București, m-a dus la București. Când mi-a promis că îmi cumpără papuci, s-a dus la Cluj, la Ocica, a cumpărat second cu două numere mai mari ca să nu mă strângă, dar mi-a cumpărat papuci. Dacă mi-a promis că vine cu noi în excursie pe munți, și-a lăsat tot lucru și a venit cu noi pe munți. Și ascultați-mă bine, odată în viață nu mi-a promis bătaie să nu mi-o dea. Dacă tata îmi spunea: Viorele, s-a încărcat carul, știam că orice se întâmplă în lume, urmează bascularea. Tata a plecat, dar am rămas cu imaginea aceasta și a fost o provocare pentru mine să nu mint niciodată copiii. Să poată copilul să spună: tata întotdeauna mi-a spus adevărul, că a fost vorba de lucrurile vremelnice, că a fost vorba de cele veșnice. Tata ne-a vorbit din Scripturi. N-am descoperit nimic în Scriptură care să zic: tata mi-a zis mie altfel ca să-și urmărească interesele. Nu. Am zis: bă, ce mi-a povestit tata, am găsit și eu. Hrăniți-i cu adevărul lui Dumnezeu. Din punct de vedere fizic, au nevoie copiii de odihnă. Dar din punct de vedere spiritual, apreciez tot ce facem pentru copii să aibă condiții pentru odihnă foarte bune. Slavă Domnului! Trăim într-o generație binecuvântată și dacă putem să le oferim copiilor cele mai bune saltele și cea mai liniștită cameră și cea mai faină culoare, folosiți-o. Acum depinde ce nebunii le puneți pe pereți, că s-ar putea să nu se mai odihnească noaptea. Dar să fim atenți aici. Dar din punct de vedere spiritual, credeți că în lumea aceasta sunt duhuri necurate? Ne este protejată casa noastră de sângele Domnului Iisus Hristos? Au copiii noștri liniștea aceasta, odihna aceasta, înainte ca ei înșiși să își găsească odihna în Hristos? Au ei odihnă din punct de vedere spiritual datorită nouă a părinților? Ce duhuri ducem noi în casă? Nu mă întreb de ce duhuri aduc alții, vă întreb eu ce duhuri ducem noi în casă. Că dacă în casă este duh de invidie, duh de ceartă, duh de curvie, duh de ură, invidie și toate duhurile astea necurate, voi știți unde dorm copiii voștri? Dacă le aveam astea, știți unde dorm copiii voștri? Și ne mirăm? Atunci să ne mirăm? Cum ar fi să facem tot ce ține de noi ca viața noastră să fie plină de Duhul lui Dumnezeu? Și când este plină de Duhul lui Dumnezeu, în casă să fie bunătatea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, liniștea lui Dumnezeu și copiii noștri să se poată odihni într-o asemenea familie. Se murdăresc copiii, trebuie să-i curățăm din când în când și din punct de vedere spiritual. Sau... Știți că Iov avea un lucru foarte interesant, cunoscut de altfel.
El și-a învățat copiii cum să trăiască, să nu se murdărească, să trăiască frumos, să aibă relații bune cu semeni, unii cu alții. Copiii lui veneau plini de bucurie, se adunau, acum erau mari, făceau așa ca românii, grătare și tot ce trebuie acolo, lăudau pe Domnul, cântau cântări de laudă. Și ce făcea moșul? Nu era chiar moș. Ce făcea el? După ce se încheia tot, cu rugăciune bănuiesc, ce făcea tata? El atât de precaut era că făcea un lucru. Spunea în felul următor, poate în mijlocul bucuriei, nu se gândea la păcate, la nu știu ce, că doar erau copii faini. Dar zicea, poate în mijlocul bucuriei copiii mei au greșit. Ce fac eu ca părinte? Aduc o jertfă pentru fiecare din ei. Să mă asigur că viața lor este curată, că au o relație bună cu Dumnezeu. Spuneți-mi, pe măsură ce cresc copiii, trebuie să învețe cineva să vorbească? Am o întrebare, să nu mi-o luați chiar în nume de rău. Dar de ce nu învață Dumnezeu să vorbească? A învățat Dumnezeu pe cineva să vorbească? A învățat? Ba da, doi oameni au fost învățați de Dumnezeu. Cine? Adam și Eva. Nu mă întrebați cum i-a învățat să vorbească, eu cred că Dumnezeu a pus în ei, așa, prin definiție, a pus în softul lor capacitatea aceasta de a vorbi și ei când au fost creați, au avut și capacitatea să vorbească. Dar de la ei încoace, inclusiv Fiul Său, Iisus Hristos, n-au fost învățați de Dumnezeu să vorbească. A trebuit să învețe cineva, corect? De regulă cine? Mama, ca să fim cinstiți, da? Aici mai spuneam câteodată avantajul că mamele vorbesc mai mult, că repetă de atâtea ori până îi pricep. Dacă i-am învățat noi bărbații să vorbească, mă tem că ar fi ca mutălăic. Eu spune, zi mama, punct. Trecem la capitolul următor, da? Acum am o întrebare. Dacă din punct de vedere fizic trebuie să învățăm să vorbească și o vreme învățăm noi și apoi dăm pe mâna profesorilor să învețe și știți tot asta în domeniul lingvistic, din punct de vedere spiritual, copiii noștri se nasc învățați? Deci un copil care se naște într-o familie de pocăiți știe în mod natural să vorbească cu Dumnezeu? Voi când... Câți dintre voi v-ați născut în familie de pocăiți? Nu de săvârșiți, pocăiți, da. Și ați știut să vă rugați de mici? V-a învățat cineva? Mai sunteți unii care prima rugăciune a fost Tatăl nostru? În ziua de astăzi, apropo, să nu spuneți să înveți asta ca pe Tatăl nostru la un tânăr. Că el dacă nu știe Tatăl nostru, e foarte ușor să învețe ca pe Tatăl nostru, da? Și eu fac parte din generația care am învățat primat în relația mea cu Dumnezeu Tatăl nostru. Apoi, tot o apreciere pentru tata. A venit o seară, nu-mi plăcea rugăciunea deloc. Și trebuia să ne plecăm pe genunchi, frate, și apoi până se rugau toți, știți că noi pe rând, așa, na? Grele erau podelele alea. A venit într-o seară tata de la serviciu. S-a uitat la noi și a spus, sunteți suficient de mărișori să vă rugați și altceva decât Tatăl nostru. Și pentru că n-ați știut și nu v-ați pregătit, a scos tata așa niște bucăți de hârtie, le-a rupt-l dintr-un registru și a zis, v-am scris la fiecare câte o rugăciune, în seara aceasta citiți rugăciunea. Și de acum înainte, vă rugați ce considerați voi că vreți să-i spuneți lui Dumnezeu. Habar n-am ce a scris tata pe hârtie, am citit-o seara aia și din seara aia, pe cont propriu. A fost mare bucuria mea că sunt pe cont propriu și pot să vorbesc eu cu Dumnezeu. Dar spre deosebire de voi, nu m-am descurcat întotdeauna. Mi-am dat seama că uneori nu știu ce să-i spun lui Dumnezeu. Alteori nu știu cum să-i spun lui Dumnezeu.
Uneori m-au încurcat, alteori m-au ajutat rugăciunile fraților mei. Uneori m-au ajutat rugăciunile celor din biserică. A fost o vreme în care, poate dacă știam mai devreme, că a fost asta târziu, mi-am dat seama că pot învăța din rugăciunile altora. Sigur, și mie mi-a plăcut Cartea Psalmilor. Vouă nu vă place Cartea Psalmilor? Dar de ce vă place? A, că sunt rugăciuni care uneori seamănă cu ce aveți în suflet? Vedeți, aici aș vrea să facem o corectare totuși. Să nu mai zicem niciodată că noi pocăiții nu avem rugăciuni scrise. Că rugăciunea Tatăl nostru e scrisă, rugăciunea lui Daniel e scrisă, rugăciunea Mariei e scrisă, rugăciunea Elisabetei e scrisă, rugăciunile lui David sunt scrise, rugăciunile lui Asaf sunt scrise. Poate să spunem, noi avem rugăciuni diferite sau cele biblice, da? Știți, cred că avem o problemă în noi și nu mi-e de mirare că exact unde este arma noastră puternică, rugăciunea, noi suntem deficitari. La modul serios, în mod intenționat, nu indirect sau așa, câți dintre voi ați investit să învățați pe copii să se roage? Sunt curios. Iar i-am învățat un psalm, i-am învățat o cântare, i-am învățat, vedeți, foarte interesant câte vrem să învățăm. Învățăm și ce nu trebuie niciodată. Îmi spunea cineva recent, mama a avut în cap să cânte eu la pian, frate. De dragul mamei, zice, jumătate de an am străbătut orașul cu bicicleta dintr-un cap la altul să mă duc la lecție de pian. M-a bătut ăla, m-a zăpăcit la cap, am transpirat, am cheltuit bani și întreabă-mă, frate, ce s-a prins de mine? Nimic. Zero. Doar a fost ideea lui mama, eu n-am nicio treabă cu pianul. Dar ne gândim uneori să investim în ei. Și poate cât de puțin investim în rugăciune. Am o dorință, învățați-l pe Abel cât mai repede să se roage. Învățați-l să se roage și când credeți că nu știe nimic. Să respecte rugăciunea. Și am o rugăminte pentru cei mai mărișori care nu suntem chiar mici. Am putea, dacă tot vorbim de comunicarea cu Dumnezeu, am putea să trecem la un alt nivel în rugăciune. Am senzația la mine câteodată și la voi câteodată că ne rugăm tot ca cu 35 de ani. Dacă nu mai slab. Acum, în cele pământești, eu zic că mai trebuie, ne mai schimbăm și noi vocabularul și uneori ce am observat la mine și la dumneavoastră, mai ales dacă e vorba de o persoană importantă, când te duci să te întâlnești cu primarul orașului sau cu nu știu cine, cu președintele, îți mai schimbi un pic vocabularul. Că, na, e. Știți cu cine stăm noi de vorbă, frați și surori? Știți cu cine stăm noi de vorbă? Cu împăratul împăraților și Domnul domnilor. E adevărat, Dumnezeul acesta, stăpânul Universului, îmi dă voie să-i spun tată. Îmi dă voie să-i spun prieten. Îmi dă voie să vorbesc cu el toate păsurile mele, deși le știe pe toate. Dar asta nu înseamnă că el nu este Dumnezeu. Și că n-ar trebui și în vorbirea mea, măcar ocazional, să mă aleg niște cuvinte care să spună realitatea, dar care să-mi demonstreze și mie și altora cu cine vorbesc eu. O să vă fac o provocare practică, pentru că sunt la vârsta în care sfătuiesc, dar și ajut. Ați văzut așa ceva în viața voastră? Normal că nu. E pentru cei care nu... Așa? E carte cu rugăciuni. Bine, nu-i pentru voi. Hai să zicem că e pentru cei foarte începători. Pentru copiii voștri, pentru un începător pe calea credinței. Luați-o și dați-o unui începător. Dacă aș fi în locul tău, n-aș da-o până n-aș citi-o. Ca să fiu sigur că pun în mintea copilului adevărul și chiar îl învăț să se roage, nu îl învăț altceva, da? Așa ceva ați văzut?
Ce bine că nu dați cu roșii după mine. E tot carte cu rugăciuni. Să vă spun ceva, e același lucru, doar coperta diferită. De ce credeți că e coperta diferită? Pentru că noi avem în țara noastră o categorie de creștini care citesc mai mult cărțile de rugăciuni decât Sfânta Scriptură. Nu o comentăm, că am comentat deja. Știți care e rugămintea mea? Luați-o și dați-o cuiva împrumut. Poate chiar ar fi un schimb benefic să spui, vecine, dacă dăm cartea ta de rugăciune o săptămână, că ți-o dau eu pe asta o săptămână, citim, vedem unde suntem de acord, unde gândim la fel, bănuiesc că ne adresăm aceluiași Dumnezeu, în același nume, prin același Duh. Poate la final vom discuta anumite lucruri, că o să te întrebe, băi, dar n-am văzut aici nicio rugăciune către Sfânta Maria, să zic. Și tu o să spui, da, e adevărat, noi o respectăm pe Maria, noi credem că este mama Domnului Iisus Hristos, credem în puritatea ei, o dăm exemplu fetelor noastre, nevestelor noastre, dar nu ne rugăm ei pentru că înțelegem din Sfânta Scriptură că închinarea o primește unul singur. Cine? Și după ce ați avea așa o discuție frumoasă despre rugăciune, cum înțelegem Biblia și altele, știți cum ați putea încheia? Dacă nu sunteți prea grăbiți, știți cum? Vă spun eu, cu o rugăciune. Să te rogi pentru cineva, să te rogi pentru vecina ta, pentru verișoara ta, să te rogi pentru o persoană pentru care nu te-ai rugat niciodată. N-avem idee ce înseamnă pentru unii oameni să rostim o rugăciune pentru ei. Și mă întreb de ce nu o facem. Îi spuneam fratelui pastor, am un coleg care s-a exprimat foarte frumos în dreptul altei idei și apoi a zis, băi, Viorele, ideea asta e așa de faină că sigur nu e de la tine. Dar el așa a scris-o ca și cum iese că sigur nu te duce mintea pe tine atât. Și eu am zis, amin, nu cred, cred că e de a Domnul. Dar am văzut două categorii de oameni și nu vă zic asta ca să... Oameni care sunt interesați în mântuirea altora. Care au început să ia, păi lui trebuie 10, care are verișor, are cutare, are angajat și alții care, nu, el nu are nicio treabă, știi? Dar oameni care au spus, cu asta pot să ajung la sufletul cuiva, eu un cârlig, prima carte cu rugăciuni o fac eu cadou lui Abel. Pentru toți care nu sunteți din biserică, dintr-o biserică evanghelică, vi le fac cadou. Ceilalți le găsiți la ieșire, luați ce credeți că puteți folosi și puneți ce credeți că puteți dărui ca să dăruim și la alții. Vedeți, vorbim despre educație. Până la urmă, toate care le-am spus și multe care sunt pe lista voastră și a mea, intră la acel capitol care spune creșteți în învățătura și mustrarea Domnului. Acum, dragii mei, probabil știți că la copii există lăstari sălbatici, toți copiii au apucături care... Zicem că nimeni nu le-a pus în viața lor, nimeni nu i-a învățat, păi le-au din natura lor păcătoasă. Știți ce înseamnă asta? Că noi o vreme trebuie să le tăiem apucăturile. Noi o vreme trebuie să investim în ei, să-i păstrăm într-o stare bună de moralitate până când? Până când îi vom ajuta să-și ceară ei iertare lui Hristos. Să-și predea ei viața lui Hristos ca să nu mai fie nevoie de curățire din partea noastră, ci să fie altoiți ca apoi să fie o natură nouă și o viață nouă. Sună urât, dar eu spun lucrul acesta, poate ne prindem noi. Copiii pocăiților, până în momentul când Duhul Sfânt îi naște din nou, sunt niște păcătoși educați religios. Natura este veche, este păcătoasă, diavolul profită de ea, va fi mai bun în funcție de cât tai tu lăstare și cât îți poți pansa, dar toți într-o zi o să rămânem surprinși. Vai cât am investit în el și din cel mai bun băiat, uite ce-a făcut. Da, că asta e natura lui. De asta căutați și eu... Când mă rog la binecuvântare de copii, eu nu mă rog, Doamne, și când Abel va fi mare. Știi că asta nu știu ce înseamnă când va fi mare. Eu știu cum mă rog, Doamne, cât mai devreme în viață.
să te cunoască pe tine, să te aleagă pe tine. Dacă la 4 ani pricepe să se pocăiască, la 4 ani să se pocăiască. Amin? Dacă la 6 ani poate crede în Iisus Hristos, la 6 ani să creadă în Iisus Hristos. Este problema lui Dumnezeu care știe inima când și cum face schimbarea. Dar eu nu vreau la niciun copil să fie cât mai îndepărtat. Pe mine nu mă interesează pe patul morții, cu 5 minute înainte de a muri. Pe mine mă interesează cât mai devreme în tinerețea lui. Să aibă inima plină de Hristos, de Duhul lui Dumnezeu, de adevărul lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, sigur că spunând toate lucrurile acestea, eu îmi schimb întrebarea. Că întrebarea noastră de multe ori este ce fel de copii ne dorim? Ce fel de copii am vrea să avem noi, să aibă biserica, să aibă societatea? Dar mi-am dat seama că înainte de a pune întrebarea aceasta sau dacă punem întrebarea aceasta, există o întrebare vitală. Ce fel de părinți suntem noi? Pentru că, vă repet, Abel și copiii care au crescut în neprihănire și toate cealaltea au fost crescut de părinți. E clar că nu vorbim despre părinți desăvârșiți, dar ar trebui să vorbim despre părinți născuți din nou. Cum are părintele înțelepciunea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu și toate celelalte, dacă nu este născut din nou, dacă nu-i aparține lui Dumnezeu? Cum are părintele puterea de a persevera, înțelepciunea care vine de sus, dacă el nu are Duhul lui Dumnezeu prezent în viața lui și în casa lui? Vorbim despre părinți născuți din nou, părinți care ascultă de Dumnezeu, care cunosc adevărul lui Dumnezeu. Cum să pun adevărul în mintea copiilor dacă nu-l știu eu? Dacă știu 3 versete din Scriptură, știți cât voi pune în mintea copilului? Maxim cât? 3 versete, că n-am de unde să pun. Apostolii spuneau, argint și aur n-am, dar îți dau ce-ți dau. Nu ce-aș vrea să am, îți dau ce am. Oameni buni, maxim atâta Scriptură puteți spune în alții câtă știți. Știți 3 virgule din Biblie, atâta puneți în alții, n-aveți de unde pune mai mult, da? Vorbim de un părinte informat, vorbim de un părinte disciplinat, vorbim de un părinte matur și un părinte care are priorități corecte. Sună urât ce voi spune. Dacă ne facem lista priorităților, spre rușinea noastră s-ar putea investiția în copii să fie foarte jos și timpul alocat foarte puțin. Nu mă refer la investiția materială. Mă refer la investiție spirituală și investiție relațională. Dragii mei, nu știu dacă tot ce avem ne-a dat Domnul. Să știți, chiar mă gândesc cu seriozitate la asta. Iov a putut să spună, Domnul a dat, Domnul a luat. Eu nu cred că am mari probleme cu Domnul a luat, mai ales că deocamdată n-a luat, nu? Eu mă întreb dacă într-o zi Domnul ar lua, eu aș putea spune prima fază, Domnul a dat, adică toate astea le-am de la Domnul. Asta e o frământare pentru mine. Dar vă spun ceva, dacă nu suntem siguri că tot ce avem în viață e de la Domnul, că poate fi cu permisiunea Domnului, altceva, copiii de la cine sunt? Nici asta nu știm. Ascultați, copiii noștri sunt de la Domnul. Nu știu dacă mașinile sunt de la Domnul și casele, asta nu știu dacă bărcile și avioanele, și... dar copiii sunt de la Domnul. Am devenit robii lucrurilor care s-ar putea să n-aibă nicio legătură cu relația noastră cu Dumnezeu. Și ne neglijăm copiii care sigur sunt darul lui Dumnezeu. Ce vor ajunge copiii noștri? Contăm doar pe mila lui Dumnezeu? Vreau să vă spun că Dumnezeu contează pe noi, pe mine, pe tine, ca părinte, ca bunic. Și Dumnezeu ne-a dat copii să-i creștem, să-i educăm. Dacă nu vă gândiți la altceva și n-aveți timp să citiți atât de mult Scriptura, să vedeți ce ne cere Scriptura, gândiți-vă măcar cum am luat eu în dimineața asta cel mai simplu lucru. Copilul trebuie spălat. Îl ajut și din punct de vedere spiritual al sufletului.
trebuie hrănit, îl ajut și din punct de vedere duhovnicesc. Trebuie îmbrățișat, îl strâng în dragostea lui Dumnezeu. Trebuie apreciat, îl apreciez, îl încurajez în voia lui Dumnezeu. Copilul trebuie îndrumat, îl îndrum în a discerne care sunt valorile și gunoaiele lumii. Copilul trebuie. Știți ce facem în cele pământești? Încercăm de toate cu copiii noștri. Nu știm exact ce vor deveni copiii. Și atunci, și pian, și vioară, și muzică, și aia, și aia, și toate. Am o rugăminte, să nu-i omorâm, hai să facem așa și din punct de vedere spiritual. Că se pare că ducem lipsă de slujitori. Nu mai avem oameni care să cânte, nu mai avem, se tot răresc. Și de ce? Pentru că noi nu-i ducem pe copii. Știți care a fost avantajul nostru în bisericile de țară? Că noi trebuia și să cântăm și să recităm și nu era când îți vine rândul. Adică rândul era la fiecare program. Și ce am constatat în timp? Pe măsură ce a trecut timpul și-au dat seama, ăsta e mai bun la cuvânt, ăsta e mai bun la cântare, ăsta e mai bun la prostie, ăsta e mai bun la așa, așa. Și-au investit mai mult în noi unde au văzut că ne folosește Dumnezeu. Să nu ne cruțăm copiii lăsându-i tot pe mâna altora, că viața trece. Haideți să investim în ei. Noi vom trece. Copiii noștri vor trece. Dacă Dumnezeu va ține lumea, Abel și Abelul tău și al meu să fie folosit de Dumnezeu și după ce va pleca din lume. Așa să trăim în neprihănire, așa să avem credință, ca noi să vorbim și când nu vom mai putea vorbi. Adică să vorbească faptele noastre și urmașii noștri să spună mereu adevărul lui Dumnezeu. Amin.